Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne trebuie un generic, ne trebuie un jingle cu idei de afaceri. A apărut tonsoarea spirituală, prieteni. Jingle-ul să practic este... Nu cred așa. Seamănă foarte bine cu tonsoarea obișnuită. Așa? Doar că este cu vrăjeală și costă sute de dolari. Da. Tonsoarea spirituală se bazează pe ideea antică indiană a chakrelor sau a centrilor energetici din punctele cheie ale corpului. Aici trebuie să-mi pui și muzică de aia cu Feng Shui. Nu te-ai prins cu unul. Da. Chakra coroanei este deasupra capului și este legată de claritate și intuiție. Lucrul cu părul este oportunitate de a echilibra acea chakră, explică Janina, specialistă în Reiki și reflexologie pentru Daily Mail. Și dacă știi să lucrezi cu părul, rezolvi nu doar chakra, ci după cum ne-au explicat și ascultătorii acum câteva zile, poți să rezolvi și herpes, negi, chestii da, de mă, păr de cal. Nu, 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 herpesul era cu părul tău. Herpesul era, sau... da. Nu, bravo. La, cu părul tău. Da. Deci aveți grijă pe cine lăsați să vă pupe pe chakre, că nu se știe în ce dați. Practic. Ideea ar fi că părul nostru reține energia din trecut, zice teoria tonsorii spirituale. Atunci când îl tai, stresul și dificultățile emoționale dispar și ele. Deci chelie butelie, asta e soluția. Cred că dacă le iei mic la mașină, poți să-l pui în salata de roșii și ai beneficii majore. Licopen și... Bagi lângă licopen și niște... da. După ce sesiunea de tuns spiritual se încheie, stilistul poate să-ți ofere și o lectură spirituală pentru a spori efectul tratamentului. Un alt stilist le oferă clienților săi părul tuns într-un plic. Asta deci, să spună... Da. Practic presari un pic de energie mai veche. La cât păr aveam eu asta iarnă, cred că plecam cu rafia. Două pungi de azi, de aia Dumnezeu. Alt stilist le cere clienților să-și elibereze părul tuns în natură. Eu cred că am cunoscut niște chelneri care eliberau chakrele ceva de speriat la Costinești pe vremuri când eram student. Da. Și să spun, băi, dar nu, dar pe bune, deci cum mă le vin ideile astea și nouă nu ne vin? Noi stăm ca fraieri, adică nu... Noi nu chiar ca fraierii, nu chiar ca fraierii. Ne comentăm pe margine. Tu știi câți bani am pierdut eu la tuns în felul ăsta? Mamă, deci atâtea tunsori spirituale. Practic îți iei o mașină de tuns și faci tunsori spirituale de dimineață până seara. Și faci o lectură pe lângă. Știm să facem lecturi? Știm. Știm. Da. Cu chakrele nu prea ne pricepem, dar am putea, domne, să învățăm, exersăm. Cu chakrele ne descurcăm, ne pupăm pe chakre până nu mai putem. Și în felul ăsta luăm sute de dolari, n-auzi? E de aici, de acolo, sute, da, de sigur, dolari. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.